Creșterea prețurilor a provocat adevărate dezastre sociale în rândul persoanelor vulnerabile. Una din cele mai afectate categorii a fost cea a pensionarilor, iar lacrimile, deznădejdea și neputința vârstnicilor din România i-au lăsat rece pe cei care conduc acum țara noastră, iar aceștia nu au respectat legea care prevedea majorarea pensiilor de la 1 septembrie. Deși ne confruntăm cu cel mai mare val de scumpiri din ultimul an, bătrânii sunt lăsați din nou de izbeliște, după ce că banii nu le ajungeau nici măcar pentru medicamente și hrană, creșterea prețurilor la utilități și produse a provocat adevărate drame, părinții și bunicii noștri fiind obligați să își petreacă ultimii ani ai vieții într-o sărăcie cruntă. Durăștia nu au venit la guvernare ca să facă ceva pentru poporul ăsta. Au venit ca să ne distrugă. Au nevoie pensionarii de acești bani. Bineînțeles, la prețurile care explodează acum, cum să n-ai? Mai ales aia cu 1000 de lei pensie. Vă dați seama câte nevoie au? Dar vă tâmpine. Și poporul ăsta e prea slab, că stă în casă și numai să uite la televizor. Vede ce vede, dar nu iasă în stradă. Pensiile la pensionari, la bătrâni, la alocațiile la copii, pentru noi cu ajutorul social puțin, pensionari am văzut care stau și cerșesc mâncare de la colțuri. Președintele PSD Mehedin și al Consiliului Județean Mehedin Saladin Georgescu a taxat guvernul Câțu și a acuzat pe aceștia de lipsă de empatie față de oamenii care ne-au dat viață și ne-au crescut. Punctul de pensie ar fi trebuit să crească începând de astăzi. Părinții și bunicii noștri ar fi trebuit să primească începând de la 1 septembrie 1875 de lei punctul de pensie. În schimb, guvernul Câțu nu pune în aplicare legea 127 din 2019, care prevede acest lucru, fapt ce afectează milioane de părinți și bunici care duc adevărate lupte cu creșterea galopantă, exagerată și nejustificată a prețurilor la utilități, dar și la alimente. Așa merităm, pentru că i-am ales pe nemernici ăștia. De fapt, nu i-am ales noi, i-a ales președintele nostru iubit și drag. Sunt foarte fericiți pensionarii, foarte fericiți. Mai ales că toate au crescut, ați văzut la piață, dacă n-ați văzut, întrebați și alții. Curentul, căldura și așa mai departe. Deci, viața noastră e din ce în ce mai frumoasă cu asemenea conducători. Așa va fi până în 2023. Eu așa cred, sau 24, când o fie alegerile. Dacă s-o răzgândi până atunci, dacă în septembrie, la sfârșit, atunci când o fi congresul, nu s-a întâmplat nimic, cu plăci, asta e. Ce au nevoie pensionarii de acei bani? Dar cum să nu ai, eu te lăi în cupla asta cu jumătate de kilogram, cu un leu, că nu se poate să iei un kilogram, două de roșii, că sunt 9 lei, 10 lei. Și pensia la zi de 6 lei. De asemenea, parlamentarul PSD Mehedin, Alin Chirilă, a transmis un mesaj dur actualilor conducători. Acesta a subliniat faptul că guvernul României trebuie să acorde sprijin oamenilor care se află în aceste momente în situații dramatice. Însă, actuala coaliție de guvernare arată încă o dată disprețul și indiferența față de români. Punctul de pensie ar fi trebuit să crească de astăzi la 1875 de lei potrivit legii numărul 127 pe 2019, așa cum s-a hotărât și s-a votat în Parlamentul României. Guvernul Orban anul trecut a amânat această creștere, așa cum vedem că face și astăzi guvernul Câțu. Bineînțeles că acestor guvernanți nu le pasă de peste 5 milioane de părinți și bunici care continuă să trăiască la limita sărăciei în vremea când prețurile cresc galopant, în special când este vorba de aceste facturi la energie și toate scumpirile din ziua de azi. Bineînțeles că nu suntem de acord cu acești guvernanți, nu suntem de acord ca să nu le pese de cei care ne-au crescut pe noi, ne-au dat naștere și au construit această România, și fapt pentru care vehement le cerem în continuare demisia și sperăm că acești pușcăriași ai României care conduc această țară să-și dea seama cât rău ne fac nouă și țării pe care i-a trimis acolo și să plece acasă. Nu ne mai dorim ca acești guvernanți pușcăriași să mai stă la guvernarea acestei țări și să o îngroape. Fără creșterea punctului de pensie, iarna va fi mult mai grea pentru pensionari. În loc să sprijine populația pentru a putea face față majorărilor facturilor la energie, dar și a celorlalte produse de bază care s-au scumpit deja, guvernul Câțu îi condamnă pe vârstnici la sărăcie.